Pentru a te bucura de o cultură de castraveți bogată, este necesar să asiguri legumelor condițiile potrivite de dezvoltare. Majoritatea româncelor care cultivă astfel de produse în propria lor grădină preferă să le aplice substanțe chimice. Castraveții pot fi cultivați în casă, în ghivece încăpătoare, dar și în grădină. Dacă dispui de teren suficient, este recomandat să plantezi legumele în grădină. Este esențial să îngrijești plantele cu atenție dacă vrei să ai rod bogat, spun grădinarii. Castraveții se dezvoltă cel mai bine în zone luminate direct de soare, cel puțin 6 ore pe zi. Astfel de plante iubesc căldura, pot să crească însă și în condiții umede sau uscate atâta timp cât sunt udați suficient. Solul în care cultivi legumele nu trebuie udat în mod excesiv, ci atunci când se usucă. Ai grijă, de asemenea, ca solul în care plantezi castraveții să fie bogat. Grădinarii recomandă să amestești compost sau gunoi de grajde în pământul în care cultivi aceste legume. Pe parcursul creșterii castraveților este bine să oferi îngrășământ natural solului, cel puțin o dată la 3 săptămâni. Puține gospodine știu că este absolut necesar să se aplice la rădăcina castraveților îngrășământ. Aplicarea sa este una dintre principalele lucrări care trebuie efectuate pentru o îngrijire corespunzătoare a legumelor și nu le afectează în mod negativ, așa cum se mai spune. Dacă vrei să te asiguri că legumele din grădina ta se dezvoltă în cea mai sănătoasă formă posibilă, fără să fie influențate de substanțele chimice, poți înlocui produsele din comerț cu unele cât mai naturale. Un astfel de exemplu este chiar iaurtul. Nu este o glumă. Iaurtul prezintă în compoziția lui mulți compuși de calciu ușor digerabil, care sunt deosebit de importanți din punct de vedere nutritiv pentru plante. Calciul reglează creșterea și dezvoltarea plantelor și le susține și la nivel imunitar. În plus, ajută la prevenirea dezvoltării mucegaiului și altor boli. Nu pune iaurt în forma lui pură la rădăcinile castraveților, diluează produsul în raport de 1 cu 1 cu apă. Aplică acest îngrășământ natural odată la circa 3 săptămâni sau la 2 săptămâni, dacă ești de părere că este necesar. Este folosit de bunicii experți în grădinării de multă vreme. Relatează realitatea.net.